Aproape că nu mai e nevoie să vă spunem bun venit, pentru că cuvântul de bun venit a fost deja rostit în termen de muzică. Entuziasmul zelul acesta muzical pe care l-am putut surprinde împreună este doar o provocare pentru sinfonia spirituală care Dumnezeu ar dori să o păstrăm în suflet fiecare dintre noi. Stau și mă gândesc câtă frumusețe a pus Dumnezeu în ființa umană. Câtă frumusețe ar trebui ca ființa umană să dea mai departe celorlalte ființe umane de lângă. Cât de mult frumos ar trebui să împrăștiem noi de jur împrejur, pentru că frumosul acesta ne este la îndemână și muzica este o demonstrație a acestei puteri. Când nu răspândim o astfel de frumusețe în jur, vă rog să-mi spuneți ce se întâmplă cu noi. Ce se întâmplă cu ființa umană când împrăștie în jur nu frumos, ci mai puțin frumos? Poate chiar urâtul, uneori poate chiar violența, păcatul, etc. Suntem până la urmă niște avamposturi în această lume, care ducem în lumea aceasta ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Bine ați venit astăzi, deci după o săptămână de astfel de muncă în lume, bine ați venit la biserică pentru ca să ne umplem din nou sufletul cu frumos, cu har și cu binecuvântare și apoi această binecuvântare să o putem duce și să o putem da celor din jur. Sper din tot sufletul ca lucrul ăsta să se întâmple cu noi în seara de azi. În Luca al 15-lea capitol, la versetul 8, câteva cuvinte extrem de obișnuite. Extrem de obișnuite. Care femeie, dacă are 10 drahme de argint și pierde una, nu aprinde o lumină, nu mătură casa, nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. Care femeie? Dați dumneavoastră răspunsul.
Care femeie? Care femeie, zice aici, dacă are 10 drachme de argint și pierde una dintre ea, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu se lasă până când n-o găsește? Care femeie nu face așa? Poftiți? Niciuna. Deci este un caz absurd. Nu se poate. Orice femeie face lucrul acesta. După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinile ei și zice: bucurați-vă împreună cu mine. Vă rog frumos, asta care o femeie o mai face? Cheamă pe vecinele ei, pe prietenele ei și zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit drachma pe care o pierdusem. Cine o mai face? Cine dintre femeile de azi mai fac lucrul ăsta? Poftiți? Cam niciuna, nu? Așa ziceți dumneavoastră, nu știu. Oare de ce? Dați-mi voie să începem cu un zâmbet în seara aceasta. Să începem cu un zâmbet. De ce nu mai este sărbătoarea? De ce nu mai este? Fratele spune: e mulțumită că a găsit-o și o bagă în buzunar și tace. Mulțumesc. Da. Mântuitorul însă spune că normalitatea lucrurilor este alta. Normalitatea este să iei drahma, să o pui bine, în același timp însă bucuria să nu o ții numai pentru tine, să o împarți cu prietenii tăi, cu prietenele tale. În pilda fiului risipitor am înțeles că masa pe care a dat-o, ospățul pe care a dat-o, l-a dat tatăl, a fost pentru un singur scop. Vi-l amintiți? E important. De ce a dat tatăl ospățul acela? Pentru ce? Poftiți? Să întrerupă lanțul îndepărtării de har, care se transmite ca o travă din generație în generație. Și ca să o oprească odată, a rupt tot ceea ce se întâmpla și se obișnuia în sistemul respectiv cu un ospăț. Și ospățul respectiv a avut putere să oprească o travă care altfel s-ar fi răspândit și în generația următoare. Ce se întâmplă cu femeia aceasta din pilda de aici? De ce ea decedă masa respectivă? De ce dă ospățul? Ea pentru ce îl dă? Este vorba de o îndepărtare de har aici? De ce se bucură? De ce dă ospățul? Pentru cine dă ospățul? Care este efectul ospățului? Da. Aștept să mă ajutați. Cineva spunea, pentru prietenii ei, sigur? Mai aveți vreun gând? De ce, Doamne, e normal ca dacă ți-ai găsit drahma să nu mai poți de bucurie? De ce e normal? Da. Dacă ar fi un leu ca oricare alt leu, nu s-ar întâmpla nimic. Dar așa cum spuneți dumneavoastră, există mare preț în această drahmă și de acolo pornește totul. Secretul faptului că ea dă un ospăț ține de valoarea drahmei. Vom reveni asupra acestui fapt. Eu am personal o neînțelegere aici. Nu vi se pare parabola aceasta foarte simplă? A pierdut drahma, a măturat casa și a găsit-o. Și pe urmă s-a bucurat. Punct. Nu vi se pare chiar prea simplă? Când vorbim de parabole, aș vrea să ne aducem aminte. Domnul Iisus Hristos spune că El a dat parabolele ca cei din afară să nu înțeleagă, dar cei care sunt înăuntru să înțeleagă. Ce să înțeleagă? Vă amintiți? Să înțeleagă ce? Tainele împărăției lui Dumnezeu. Deci în parabola aceasta atât de simplă, a îmbrăcat Domnul Iisus Hristos tainele împărăției lui Dumnezeu? Imaginați-vă și încă o dată puneți-vă
în situația asta. Imaginați-vă că Domnul Iisus Hristos ar fi fost aici în seara asta, ar fi spus parabola asta și ar fi plecat. Doamne, dar știm asta și ce-i cu asta? Spuneți-mi, vă rog, în ce situație parabola aceasta poate să aibă efect? În ce situație parabola aceasta? De câteva cuvinte. A pierdut dracma, a măturat casa, a aprins lumina, a găsit-o și s-a bucurat. În ce situație parabola aceasta are efect? În ce situație? Asupra ta. Când? Când? Când o înțelegi? Explicați-mi, vă rog, să știu ce trebuie să fac eu pentru ca parabola aceasta să ajungă cu tainele împărăției lui Dumnezeu la mine. Că încă o dată vă spun, este prea simplă. Pentru... Poftiți? Posibil că da, v-aș întreba, dacă am putea, v-aș întreba să-mi explicați mai mult cum are legătură cu Laodiceea. Eu cred că are, dar aș vrea să știu cum. Dar haideți, până când să vorbesc de Laodiceea, stau și mă gândesc serios la mine și la dumneavoastră și vă mai țin în situația asta. În fața acestei parabole, când, în ce situație credeți dumneavoastră că ați pleca copleșiți de învățăturile ei? În ce situație? Ați citit Scriptura de nu știu câte ori. De câte ori v-ați oprit la această parabolă și să nu puteți să treceți mai departe datorită încărcăturii ei? Ați descoperit așa ceva? Că citim în parabolele Domnului Hristos și că acolo este extinsă învățătura, este adevărat. Dar eu vreau să mă opresc deocamdată la cuvântul Scripturii, pentru că mă interesează această întrebare. În ce situație acest cuvânt extrem de simplu ajunge la mine? Și în ce situație cuvântul acesta extrem de simplu nu ajunge la mine? Mulțumesc, sora zice, când tu ai pierdut ceva foarte prețios, pilda aceasta are rezonanță la tine. Interesant, poftim. Posibil ca dracma să fiu eu. Mulțumesc. Uite ce spune prietenul meu. El zice așa: domnule, în momentul în care iei pilda asta și te regăsești în ea și spui, băi, s-ar putea întâmpla ca dracma să fiu eu. Din momentul acela, pilda începe să aibă forță. Mulțumesc! Aici am vrut să ajung. Punctul numărul 2. Când pilda aceasta nu are putere? E mai simplu acum. Când pilda aceasta nu are putere? Povim? Când? Deci, în prima situație am zis că ea are forță și putere când o aplic la mine. Când nu are forță, deci? Când o aplic la altul. Când zic, știi ce, dragma pierdută e, cine e? Ionel. Dragma pierdută e vecinul. Dragma pierdută e altcineva. Dar nu sunt eu. Ia uite cum e. Sunt atâția oameni pierduți în lumea asta și mă gândesc la ei de fiecare dată. Când aplicația unei asemenea pilde se finalizează la altul și nu la mine, de fiecare dată, taina împărăției lui Dumnezeu se pierde. Iar noi am venit în seara asta aici pentru a afla taina împărăției lui Dumnezeu. Deci încă o dată, pildele sunt spuse pentru cine? Pentru oamenii care sunt în biserică sau pentru oamenii din afara bisericii? Pildele sunt spuse în mod special pentru biserică. Biserica este chemată să înțeleagă pildele acestea și vorbirea
vorbirea simbolică a Domnului Iisus Hristos să fie o vorbire simbolică pentru oamenii care au făcut legământ cu Dumnezeu. Una dintre sarcinile omului care a intrat în legământ cu Dumnezeu este să ia cuvântul și să îl deschidă, să vadă ce e în el, să-l înțeleagă, să se hrănească și să știe că despre el este vorba. Bun. Este foarte important acum, în momentul 2 al înțelegerii noastre, cu cine ne identificăm. Cineva deja a făcut sugestia că dracma sunt eu și Dumnezeu este cel ce caută. Dar dacă eu mă identific cu cel ce caută, cu femeia care mătură, și zic, eu caut și dracma este cine? Povniți? Prietenul meu, soția mea, soțul meu, copilul meu și eu caut. Aș vrea să spun doar că fiecare localizare, fiecare personaj cu care eu mă identific are mare importanță pentru modul în care eu voi pleca de aici în seara asta. Voi pleca ca o femeie care mătură, voi pleca ca o dracmă care este pierdută, depinde de mine ce identific acum. Pilda e cam simplă, dar vă rog să observați că cu cât ne gândim mai mult la ea, cu atât devine mai complexă. Deci, încă o dată, ce sunt eu? Sunt dracmă pierdută sau femeia care caută? Ce sunt? Fiul pierdut, tot din Luca 15, fiul risipitor, pleacă de acasă cu conștiința faptului că alege să trăiască o viață străină de Dumnezeu. Drahma pierdută nu știe că e pierdută. Este în casă și știe că este în casă, dar nu știe că ea este pierdută în casă. Acum, mai este o altă problemă la care vă rog să vă gândiți. Cum poți să fii pierdut în casă? Dacă ești în casă, nu ești pierdut. Un prieten al meu săptămâna aceasta mi-a spus, zice, uite, nu-mi găsesc pormoneu, nu cumva e la biserică? Am venit, am deschis ușa, am căutat, nu era la biserică pormoneu. Dacă pormoneu e acasă, dar nu-l găsește el, e pierdut sau nu? E pierdut sau nu? Ideea este că el este în casă, cândva o să-l găsesc. Pilda acum ridică o anume problemă. Drama acestei pilde, drama pierderii, se află în ideea că cineva nu știe ce se întâmplă cu drahma. Cine nu știe? Stăpâna. Femeia nu știe ce se întâmplă cu drahma. Ea știe că este în casă. Ar putea să zică, las-o acolo, că o găsesc eu cândva. E aici, pe undeva, o să dau eu de ea într-o zi. Femeia nu face așa. Zice, femeia, vreau să știu în orice clipă unde este drahma mea. De ce? Vedeți, dacă Dumnezeu este în postura de stăpân, El vrea să știe în orice moment unde sunt eu și unde ești tu. Iar dacă la un moment dat sunt în casă, dar nu se știe unde sunt, se numește că eu sunt pierdut în casă. Și acum explicați-mi dumneavoastră cum e posibil ca eu să fiu în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu să fie aici și Dumnezeu să nu știe unde sunt eu. Cum e posibil ca Dumnezeu să nu știe unde sunt eu, deși eu sunt pe aici pe scaune. Sunt pe aici, pe scaune, poate în camera cealaltă, ne uităm la televizor, acolo, undeva în zonă suntem, dar drahma pierdută. Cum e posibil? Cum e posibil? Vreau să vă întreb
și să continuăm mai departe în minutele puține care sunt. Vi s-a întâmplat vreodată să veniți la biserică și să nu vă vorbească Dumnezeu? Să nu vă vorbească Dumnezeu? Să vă vorbească predicatorul, dar nu Dumnezeu? Să vă vorbească fratele sau sora, dar nu Dumnezeu? Vi s-a întâmplat vreodată? Vi s-a întâmplat vreodată să veniți la o predică dar nu la o pildă foarte simplă pe care Iisus Hristos să ți-o spună direct? Să aștepți să te întâlnești cu o predică, vorbărie multă, cu imagini, cu performanțe verbale, cu artă, cu... Să vii după așa ceva. Și Iisus Hristos să-ți dea în schimb o pildă ca asta, foarte simplă. O femeie a pierdut o dracmă. A măturat casa până a găsit-o. Și apoi s-a bucurat. Vreau să vă întreb acum, așa în paranteză, dacă Iisus Hristos ar fi fost predicatorul nostru și ar fi venit la noi cu astfel de pildă, vă rog să-mi spuneți ce am fi făcut cu predicatorul ăsta. Ce am fi făcut cu el? Deci, a existat vreodată posibilitatea ca Iisus Hristos să vrea să-mi spună ceva foarte simplu, foarte direct, foarte personal, să-mi spună, fii atent, ești drahmă pierdută în casa mea. Iar eu să spun, păi am venit aici să aud o predică, nu să-mi spui mie de asta. Eu am venit aici să mă simt bine, nu să-mi spui tu mie că mă sunt pierdut. Vi s-a întâmplat vreodată așa? Pilda aceasta vorbește despre nepăsare. Femeia asta a avut cele 10 drahme primite moștenire de la părinții ei, din neam în neam. Era zestrea ei. Numai, ea a luat zestrea asta, nu s-a atins de ea și a ținut-o mai departe pentru ca să o dea cui? Urmașilor ei. Zestrea asta reprezenta valoarea familiei, numele, identitatea. Reprezenta foarte mult. Femeia aceasta nu își permitea niciodată să mănânce din zestrea aceea. Ea n-a consumat-o. Zestrea era ceea ce ea păstra pentru generația viitoare. Ce păstrăm noi pentru generația viitoare? Ce păstrezi tu pentru generația viitoare? Ce oferi generației viitoare? Am un prieten a cărui căsnicie a trecut nu de puține ori prin vremuri tulburi. Într-o seară, George aș vrea să-și piardă cumpătul. A dat cu pumnul în masă și izbind podeaua cu piciorul, a început să urle. Te urăsc, îi striga el. Nu mai suport, m-am săturat, până aici, așa nu mai merge. Nu, nu, nu. Câteva luni mai târziu, prietenul meu s-a trezit în toiul nopții, auzind dinspre camera unde dormea fiul lui în vârstă de 2 ani, niște zgomote ciudate. A străbătut holul, a rămas o clipă în fața ușii copilului, apoi, îngrozit, a început să tremure din toate încheieturile. Aproape că își pierduse suflarea. Fiul său de 2 ani repeta în șoaptă cu aceeași inflexiune a vocii, întocmai cuvintele pe care le auzise când cu cearta dintre mama și tatăl său. Te urăsc, nu mai suport. Nu, nu, nu. George a înțeles atunci că pe căi neștiute și îngrozitoare lăsase următoarei generații moștenirea suferinței, a mâniei și a neînduplecării. Oare nu același lucru s-a întâmplat și cu noi? Care este
darul pe care îl lași generației viitoare. Nepăsarea, un moment de mânie în fața copiilor, câteva vorbe de nerespect spuse în legătură cu cineva de la biserică, conflictele pe care le ai în legătură cu vecinul de scaun de la cor, o neînțelegere cu diaconul, cu prezbiterul sau poate chiar o greșeală făcută de pastor. Preluate, ținute în suflet, ascunse și deodată, fără să-ți dai seama, scăpate din suflet, cad în urechea copilului, iar ele mai departe nu fac altceva decât iau drahma și o azvârlă într-un colț. O azvârlă într-un colț. Ce se întâmplă mai târziu este ciudat. Descoperi că nu mai știi ce se întâmplă cu copilul. Nu mai știi ce se întâmplă cu prietenul. Nu mai știi ce se întâmplă cu cel care este lângă tine. Nu mai este rezonanță, nu mai este legătură. Vorbești, nu te mai înțelege, parcă vorbești la un perete. De ce? Nepăsarea, neatenția face ca drahma să cadă. Drahma la care ții atât de mult, să cadă. Banul este ales de Domnul Iisus Hristos în pilda aceasta cu mare atenție. Valoarea banului este datorită faptului că are încrustat pe el ce anume? Chipul legiuitorului. Cartea Parabolele Domnului Iisus Hristos spune că drahma pierdută, chiar pierdută, încă poartă cu ea valoarea care i-a fost dată la început. Cei pierduți, poate copiii, poate prietenii, cei pierduți poartă încă pecetea cerului în viața lor. Femeia caută și nu se lasă până când nu găsește datorită faptului că ea știe valoarea care se află în casă, dar care este pierdută. Datorită neglijenței, datorită a faptului că n-a fost atentă, datorită timpului, datorită unor mulțimi de factori. N-aș vrea să vă țin prea mult, dar aș vrea de asemenea să vă provoc cu câteva cuvinte de mare valoare. Dacă în familie există un copil care nu este conștient de starea lui păcătoasă, părinții nu ar trebui să stea liniștiți. Să fie aprinsă lumina. Cercetați cuvântul lui Dumnezeu și în lumina lui examinați totul cu seriozitate pentru a vedea de ce s-a pierdut acest copil. Părinții să-și cerceteze inima, să-și verifice obiceiurile și practicile. Copiii sunt moștenirea Domnului, iar noi suntem răspunzători față de El pentru felul în care ne îngrijim de ceea ce îi aparține Lui. Vă rog să observați, măturarea nu este măturarea copilului. Nu copilul trebuie măturat. Casa trebuie măturată. Viața mea trebuie măturată. Părintele trebuie să-și măture viața lui. E așa de ușor să te pui cu mătura pe copil, să-l mături pe el. E așa de ușor. Aici mi se spune că trebuie să mă mătur eu. Vorbeam de neglijență. A fost pierdut prin neglijență. Aceia care s-au făcut vinovați de această neglijență nu trebuie să dispere. Femeia cărui monedă se pierduse a căutat-o până când a găsit-o. La fel trebuie să lucreze
părinții pentru cei din casa lor, cu dragoste, credință, rugăciune, până când vor putea veni înaintea lui Dumnezeu cu bucurie, zicând, iată eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Este speranță în faptul că drahma a fost găsită. Este speranță atunci când tu cauți împreună cu Iisus Hristos. Au să te întreb ce se întâmplă când însă eu sunt drahma. Nu eu caut, dar eu trebuie să fiu căutat. Ce se întâmplă cu mine când eu nu-mi dau seama că sunt pierdut în casa lui Dumnezeu? Ce se întâmplă cu mine în situația asta? Ce se întâmplă cu mine când eu acționez ca și când aș fi din casă, ca și când am valoare, în același timp însă legătura mea cu Dumnezeu este ruptă, eu sunt pierdut, stăpânul meu nu știe unde sunt eu. Undeva într-un colț al existenței Bisericii lui Iisus Hristos se află și viața mea și se află și sufletul meu. Ce se întâmplă în situația asta? Oriunde am fi, există o monedă de argint care s-a pierdut și așteaptă să o căutăm. Căutăm noi moneda pierdută, zi de zi facem cunoștință cu oameni care nu au niciun interes față de lucrurile religioase. Vorbim cu ei, ne petrecem timpul în mijlocul lor, dar arătăm noi vreun interes față de bunăstarea lor spirituală? Le prezentăm noi pe Domnul Hristos ca fiind Mântuitorul care iartă păcatele? Le vorbim noi despre iubirea lui Hristos cu inima încălzită de această iubire? Dacă nu facem această lucrare, cum ne vom întâlni cu acele suflete pierdute pentru veșnicie când vom sta alături de ele înaintea tronului lui Dumnezeu? Imaginea, șablonul acesta apare în intenția Domnului Iisus Hristos foarte frecvent în pildele sale. Foarte frecvent. Ce vei face atunci dacă stai nepăsător în legătură cu drahma de lângă tine, cu moneda pierdută? Și acum aș vrea să fac legătura. Este foarte posibil ca dacă nu vezi o monedă pierdută lângă tine, s-ar putea întâmpla să fii pierdut și tu. Din cauza asta să nu vezi. Cine poate estima valoarea unui suflet? Dacă vrei să știi care este valoarea lui, mergi în Ghețemani. Privește-l acolo pe Domnul Hristos, îndurând acele ceasuri de chin, când sudoarea lui se transforma în picături mari de sânge. Privește la Mântuitorul înălțat pe cruce, ascultă strigătul lui, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Privește capul său rănit, coasta, picioarele lui străpunse. Adu-ți aminte că Hristos a riscat totul, cerul însuși a fost pus în pericol pentru răscumpărarea noastră, stând la piciorul crucii. Amintește-ți că Domnul Hristos și-ar fi dat viața pentru un singur suflet. Iar sufletul acesta sunt eu. Sufletul ăsta ești tu. Sufletul ăsta este omul cu care ne întâlnim în fiecare zi. Taina împărăției lui Dumnezeu din această pildă stă în bucuria femeii care a găsit drahma. Pentru că bucuria aceea închipuie împărăția lui Dumnezeu. Un om care ia banul, așa cum am spus la început, și îl bagă în buzunar, nu a înțeles nimic din împărăția lui Dumnezeu. Un om care ia banul și care după aceea se bucură pentru că a făcut această descoperire prin Iisus Hristos, abia atunci și abia acela înțelege valoarea împărăției lui Dumnezeu. Din cauza aceea, fraților, probabil că viața de creștin ar trebui să fie o viață plină de ospețe. O viață plină de bucurie. O viață plină de cântec. O viață plină de lumină. O viață plină de dragoste. O viață plină de drahme găsite, salvate și puse în comoara cerului, înapoi.
ca comoara cerului să nu se piardă. Dumnezeu să ne ajute ca cei din tâi în această comoară a cerului să fim noi. Amin. Domnului Iisus, închidem acest serviciu divin cu cântarea 398. O ce nespusă fericire! Thank you.
Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru că în această seară ne-ai reamintit că Tu ne vorbești prin lucrurile simple în această viață. Te rugăm, dă-ne Tu acea credință ca să putem înțelege că dragostea Ta se îndreaptă spre noi într-un mod direct și gândit și deliberat. De asemenea, ajută-ne Tu prin harul Tău să măturăm din viața noastră tot ceea ce ne-a făcut să nu vedem valoarea legăturii noastre cu Tine și de asemenea valoarea celor din jurul nostru. Te rugăm, pune Tu în noi acea dragoste care să vadă valoarea din sufletele care pierd în jurul nostru. Ajută Tu aceasta să ne conducă la decizia de a preda totul Ție, ca Tu să ne folosești pentru căutarea sufletelor, chiar din casele noastre și din bisericile noastre. Îți mulțumim încă o dată pentru acest mesaj și ajută-ne în tot acest sabat să nu trecem cu vederea peste învățăturile simple, dar profunde pe care Tu dorești să ni le spui. Îți mulțumim încă o dată și te rugăm, fă din noi acești oameni care se caută pe cei din jurul nostru. În numele Domnului Iisus îți cerem aceste lucruri și îți mulțumim pentru ele. Amin.